da în continuare, îl voi scoate, zice Domnul. Iată că am numărat, zice Domnul, vivere de la Vraha la Vradia Tufera, rugăciune cu rugăciune și mijlocitor cu mijlocitor. Era Vradia Tufera, Revraha la Vradia Tufera, dar încă mai trebuie, zice Domnul. Richere Zavraha la Vradia Tufera. Iată că acum Erta Curia Tufera, Revraha la Vradia Tufera, stau înaintea mea la judecată mai mare acestei țări, zice Domnul. Zichere Zavraha la Vradia Tufera. Chine talabradia tuf, pentru că unii dintre ei s-au crezut Dumnezei, pentru că i-am auzit era bradia tufera râzând, era gradia tufera între ei, și pentru că i-am auzit era bradia tuf cum fac planuri mărșave și cum nu le pasă de sărman, era bradia tuf de sărac, de văduvă, de orfan. Iată că am de gând să mă judec aspru cu fiecare dintre ei. Zic, Ereza Brahala Vradiartov, au căzut din iroz și vor mai cădea, zice Domnul. Am de gând, Zivreta la Vradiartov, să mă judec cu un irod, era Vradiartufera, de peste sistemul de sănătate al acestei țări. Și îl voi judeca, zice Domnul, dacă poporul va striga spre mine. Rachiriartuvera, Zebrahala Vradiartufera, voi lua vlaga, era Vradiartov, acestui irod, care era hala fradiar tufera, n-are milă, stegara ravra hala fradiar tufera, revra hala garia, și care și-a făcut din bani Dumnezeu, sichereza vra hala fradiar tufera. Iată că i-am cântărit inima și am găsit o mândră, iată că i-am cântărit inima și n-am găsit frică de mine în inima lui și nici iubire de om. Zegera ravradiar tuf, de aceea îi voi scutura și îi voi clătina scaunul și va cădea de pe el. Și veți auzi curând de căderea lui, zice Domnul. Și veți simți o eliberare, era Vradia Tufera, când acest scaun va cădea. Chera Zavraha la Vradia Tufera. Dar trebuie să vă rugați, trebuie să mijlociți în continuare, pentru că iată, poporule, zichere era Vradia Tufera, ce vezi peste țara asta e lucrătura diavolului. Stecara Ravradia Tufera, Remania Tufera, e plan demonic de subjugare. Ela hala Vradia Tufera, Rinia Tughera Zegraha la Vradia Tufera. Iată că este lațul celui rău aruncat. Sighere Zavradia Tufera și mulți s-au prins. Eu, el avradia tu fera, voi arunca stigere la vradia tu fradia tu haba, haleluia, cu vindecare peste națiunea asta, cum s-a aruncat cu boală. Era vradia tu fera, revraha la gradia, taină zescopăr, taină mare zescopăr, poporule, cine are urechi, să era vradia audă și cine are minte să priceapă. Cum s-a aruncat cu boală, voi arunca cu era vradia tu duh de vindecare. Ela hala vradia tu fera, zebraha la gradia tu fera. Te întreb cum de biserica mea, ela care atof, care stă în rugăciune, este izbăvită de acest duh de boală? Da, eu am putere de vindecare, era zebraha la vradia tu fera. Dar cum am aruncat asupra bisericii mele cu vindecare, vreau să arunc și asupra acestei țări. Dacă tu, biserică, vei mijloci pentru acest popor. Stichereza braha la vrania artufera. Da, roagă-te și postește în continuare, pentru că ela halagradia artufera, scaunele celor mari din țara asta sunt înaintea judecății mele. Zicheresta braha la vrania artufera și iată, curând, curând vreau să dau eliberare ca biserica mea să poată să crească, pentru că am mare plan de trezire cu națiunea aceasta și vreau să-l împlinesc. Stibrete la vraha la gradia tufera, aleargă la vradia tufera să smulgi suflete din întuneric, pentru că iată, ți-am pus secerișul în mâini, biserică. Ela care ar tu hava hala vradia tufera, holdele sunt coapte și sunt gata să fie adunate, așteaptă chiar să fie adunate. Unde te vei duce și unde te vei uita, vei găsi suflete gata să fie scoase din iad, zice Domnul. De aceea deschide gura, pentru că este vremea în care eu am lăsat cercetare peste poporul acesta și grabnic și repede se vor întoarce mulți cu miile, zice Domnul. O biserică mică nu va mai fi numită mică, ci mare, zice Domnul. Amin. Și o biserică mare nu va mai fi numită mare, ci foarte mare. Pentru că este vremea secerișului și cel harnic își va umple hambarul cu rod, zice cel preanalt. De aceea aleargă, pentru că este vremea câștigării sufletelor, pentru că eu am chemat România la seceriș, zice Domnul. Haleluia. Amin. Amin. Amin.